s-a vorbit și se vorbește puțin, pentru că prin natura sa, românul uită ușor binele care îi se face, uită mai greu sau nu uită de fel rău, dar uită mai ușor binele care îi se face. Și eu consider că podul de flori a fost un bine pe care ne-a făcut mersul istoriei la acel moment. Mai mult, din punctul meu de vedere, nu se putea face. Eu cred că azi s-ar putea face mai mult dacă România ar fi mai hotărâți și noi și ceilalți de dincolo de Prut. Viro, da. Dumneavoastră ați fost primul care a trecut Prutul pe o barcă de cauciuc. De ce ați făcut-o? Din ce impuls? Ce ați simțit atunci? Ce am simțit? Adevărul e că eu am trecut Prutul de mai multe ori până la podul de flori. Am trecut prima oară în 1973 în cadrul unei delegații, delegații de scriitori sovietici. La întoarcere la Chișinău am fost mustrat rău la o întâlnire a scriitorilor cu un istoric al nostru și cu un reprezentant al KGB-ului de atunci, pentru faptul că la București am afirmat că nu există nicio deosebire între limba moldovenească și limba română. Deci am scăpat, nu am fost dus în Siberia, așa cum a fost dus în 1940 poetul Nicolae Costencu, pentru aceeași afirmație. Erau alte vremuri și, pur urmă, am fost de câteva ori la începutul anilor 80, lucrând la un film al marelui regizor Ion Popescu Gopo, în calitate de autor al textelor muzicale. Și deci eu m-am bucurat la podul de flori, m-am bucurat pentru lumea de pe un mal, adunată pe un mal și pe altul al Prutului, mai ales pentru acea horă unică, poate în lume, din mijlocul Prutului. Ce se întâmplase? Deci, la noi, practic, între satul meu, Pereita, și celălalt sat de pe malul Prutului, Cotul Miculeț, și alt sat vecin, Miorcan, nu exista un pod, așa că la Ungheni, în alte părți, și am găsit o barcă. Am găsit o barcă, am urcat în acea barcă, am ordonat, ca să zic așa, primarului din sat să urce și el. Am mers la biserică și am rugat pe preotul să meargă și el. Preotul a refuzat inițial, a spus că i s-a spus că locul lui este în biserică, iar nu la petrecere pe malul Prutului. Și atunci i-am ordonat și lui ca deputat al Parlamentului Unional. Părinte, zic, dumneata, pe cine ascult? Pe deputatul Parlamentului Unional sau pe cei care s-au interesat să mergi la Prut? Păi, pe deputat. Bine. A urcat și el și între ei am mers pe celălalt mal.
acolo preotul nostru și cel de Cotul Niculeț au binecuvântat podul de flori. Cei de pe o marge pe altul se strigau pe nume unul pe altul și era o tensiune așa emoțională, o mare tensiune emoțională. Și atunci am pornit înapoi spre perita mea. Cu speranță. Și în urma mea, da, dar barca s-a dus la fund, pentru că mai urcaseră și preotul de pe malul celălalt și primarul, eram, deci, 3-5 cu toții și încă 2 vâslași și mai și daruri avem, s-a dus barca la fund și atunci vâslașii, 2 bărbați, 2 haiduci, înalți voinici, m-au luat pe brațe și m-au trecut prutul spre perita mea. Și în urma noastră s-a aruncat de pe malul celălalt al prutului, malul drept al prutului, s-a aruncat un român în apă, îmbrăcat și a pornit spre noi. Așa, pășind mai mult, prutul i-a scăzut, nu nota, și în urma lui s-au aruncat și ceilalți în prut și s-au pornit spre noi. Ai mei, din Perita, stăteau încremeniți, așa, nicio mișcare, nimic. Aveam mare emoție, cum așa, era și rușine, bă, pentru statul meu, uite, ce e, vin spre noi, dar noi suntem de mală încremeniți. Și atunci, la un moment dat, s-a aruncat și un pereritan în apă, și după el ceilalți și s-au întâlnit la mijlocul prutului. Și în mijloc cânta muzica și pe un mat și pe alt, și în mijlocul prutului s-a încis o horă. O horă, pentru că este un lucru nemai auzit și nemai întâlnit în altă parte în lume. Iată, acea horă, ritmul acelei hore, îl veți simți aproape în toate poemele și în toate cântecele mele. Domnule Vieru, mare rost să vorbim astăzi de podul de flori după acești 18 ani? Nu, cred că are rost, nu că are rost. Suntem datori să vorbim și o să vă spun de ce. Pentru că uitând podul de flori, am uitat martirii care au murit în ideea acestui pod. Și Doina și un alt de Teodorovici și ceilalți. Ar însemna să uităm marile adunări naționale care au dus spre câștigarea alfabetului latin, a tricolorului, a istoriei neamului nostru. Pe cel pod de flori, mai târziu au trecut mari artiști, au trecut prutul spre noi, mari artiști, cum ar fi Sofia Vicoveanca, Tudor Gheorghe, Gheorghe Zamfir, Maria Ciobanu, Irina Loghen, Ion Dolănescu, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, Gheorghe Turda, și atâți alți mari artiști, teatre naționale din București, din Iași, din Craiova, atâția oameni de știință. Deci, repet că a par caragioși cei care ironizează azi podul de flori. Bineînțeles că azi trebuiesc alte poduri, e nevoie de alte poduri. În primul rând de un solid pod economic și eu cred că se va construi și acest pod economic. Pe la începutul anilor 90 m-a întrebat un ziarist cine cred că ar putea face reunirea Basarabiei cu România și i-am răspuns
în felul următor. Reunirea o vor face doi viitori președinți. Sărăcia, care se va abate peste Basarabia, și înflorirea economică a țării românești. Ei bine, primul președinte îl avem la noi. Al doilea, eu cred că vine, iată, după aderarea României la Uniunea Europeană, cine are ochi să vadă, vede că răsar primele semne ale prosperării economiei țării românești.